Bună ziua, sunt avocat Mariu Neacșu de la sfatavocat.ro și astăzi ne-am propus să discutăm împreună cu dumneavoastră despre o faptă foarte des întâlnită, respectiv o faptă de natură penală și anume conducerea fără permis. Ei bine, la noi în țară, conducerea fără permis este o faptă de natură penală și este o faptă prevăzută de articolul 335 din Codul Penal. Este infracțiune. Iar dacă veți fi găsit vinovat cu privire la săvârșirea acestei infracțiuni, nu veți avea posibilitatea de a achita o amendă, nici contravențională, nici măcar o amendă penală, pentru că pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracțiune este pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani. În cazul în care veți urmări acest clip până la capăt, veți afla principalele lucruri pe care trebuie să le cunoașteți atunci când săvârșiți o astfel de faptă penală și ce trebuie să urmați, pașii pe care trebuie să îi aveți în vedere atunci când, din întâmplare sau voit, ați ales să conduceți fără permis și, efectiv, organele de urmărire penală au început cercetarea penală cu privire la dumneavoastră pentru săvârșirea unei asemenea fapte. La fel de important este să știți și faptul că este o diferență între conducerea fără permis și conducerea cu permisul suspendat. Deși ambele sunt infracțiuni, diferența este dată de încadrarea juridică, respectiv pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare dintre aceste fapte. Ei bine, dacă în situația în care nu aveți deloc permis pentru a circula pe drumurile publice, această faptă, așa cum spuneam, va fi încadrată cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Mult mai mică va fi pedeapsa în situația în care alegeți să conduceți un autoturism pe drumurile publice cu permisul suspendat, astfel după ce permisul nostru a fost reținut de către poliție. La fel de important este faptul că trebuie să aveți în vedere că este infracțiune de conducere fără permis și fapta de a conduce un autoturism pentru care trebuie să aveți un drept de a conduce, adică o altă categorie de permis față de cea pe care dumneavoastră o aveți. De pildă, în situația în care alegeți să conduceți un camion pentru care este necesară categoria C de permis și dumneavoastră aveți dreptul de a conduce autoturisme pentru care deja aveți categoria B obținută, trebuie să aveți în vedere faptul că este o infracțiune, iar în situația în care vă veți urca la volanul unui camion, săvârșiți infracțiunea de conducere fără permis, faptă prevăzută de articolul 335 alineatul 2. De obicei, deși este incriminată ca infracțiune și pedeapsa prevăzută de lege pentru săvârșirea acestei fapte este închisoarea de la 1 la 5 ani, trebuie să aveți în vedere că dacă este prima abatere, veți avea posibilitatea să vă îndreptați săvârșind această pedeapsă cu amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea pedepsei sub supraveghere. În această situație trebuie să știți că, așa cum spuneam, dacă va fi prima abatere, important de reținut faptul că este posibil să nu executați nici măcar o zi de închisoare în mod efectiv. Dimpotrivă, în situația în care veți fi găsit vinovat și dumneavoastră ați săvârșit infracțiunea de mai multe ori, adică s-a întâmplat în mod repetat, trebuie să aveți în vedere că șansele de a obține amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea pedepsei sub supraveghere scad dramatic, astfel că dacă săvârșiți din nou o faptă prevăzută de lege penală, respectiv conduceți din nou fără permis după ce ați fost condamnat sau dimpotrivă nu ați fost condamnat să săvârșiți fapta în forma continuată sau în forma de recidivă, e bine, șansele dumneavoastră de a fi condamnat cu suspendare sau să obțineți amânarea aplicării pedepsei scad dramatic, drept pentru care este foarte bine să aveți în vedere conduita pe care vă doriți să o aveți și să respectați hotărârea instanței în situația în care deja instanța a prezentat clemență față de atitudinea dumneavoastră și v-a iertat odată. De obicei, dacă veți fi cercetat pentru această infracțiune, respectiv pentru conducerea fără permis, este important de reținut faptul că nu veți avea nevoie neapărat de un avocat. Asta dacă este prima abatere și dacă nu veți fi trimis în judecată. Per contrario, în situația în care nu este prima abatere sau în situația în care dumneavoastră mai aveți și alte antecedente penale sau veți fi trimis în judecată, este important să aveți sprijinul unui avocat
pentru a vă sfătui și a vă oferi asistență și reprezentare pe tot parcursul procesului penal, până când veți obține o amânare a aplicării pedepsei sau o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere. Așa cum legiuitorul a înțeles să reglementeze infracțiunea la articolul 335 din Codul Penal, fiind vorba despre o infracțiune de pericol, nu este necesar ca dumneavoastră să faceți vreun accident atunci când vă veți urca la volanul unui autoturism fără a avea permis de conducere. Astfel că este suficient să conduceți pe drumurile publice o mașină, un autoturism, fără a avea permis de conducere pentru ca infracțiunea să fie săvârșită. Deci nu este necesar să faceți un accident sau să loviți pe cineva pentru ca infracțiunea să se producă. Este vorba despre o infracțiune de pericol și, așa cum spuneam, este suficient să vă urcați la volanul unui autoturism fără a avea permis de conducere sau fără a poseda categoria de permis necesară pentru a conduce acel autoturism. Cu toate că limitele de pedeapsă nu sunt deloc mici, ne referim în special la limita minimă este de un an de închisoare, iar limita maximă este de 5 ani de închisoare, este bine de știut faptul că aveți posibilitatea să nu faceți nicio zi de închisoare în cazul în care este prima abatere și conduita dumneavoastră pe tot parcursul procesului penal a fost una care să ofere o cercetare a procesului penal pe scurt și care să ofere o posibilitate de aflare a adevărului într-un timp foarte, foarte scurt. De pentru care judecătorul, dacă veți fi trimis în judecată și nu s-a luat pentru dumneavoastră o măsură de renunțare la urmărirea penală, judecătorul se va orienta către o pedeapsă a cărei executare o va suspenda sau chiar o va amâna. Drept pentru care, deși limitele sunt mari de pedeapsă și pedeapsa prevăzută de lege nu este una care să fie alternativ cu pedeapsa amenzii, dumneavoastră aveți posibilitatea ca, dacă este cazul să fie prima abatere sau să aveți o atitudine sinceră pe tot parcursul urmăririi penale, să vă recunoașteți și să regretați fapta, e bine, șansele de obținere unei amânări a aplicării pedepsei sunt foarte mari, drept pentru care este important ca atunci când veți fi cercetat pentru această infracțiune, să luați totuși legătura cu un avocat și care vă poate îndruma să aveți o atitudine proactivă și să oferiți sprijinul organului de urmărire penală să vă cerceteze și să vă ofere o soluție chiar de renunțare a urmăririi penale în cazul în care dumneavoastră chiar a săvârșit această faptă cu bună știință sau dimpotrivă a fost vorba despre o faptă petrecută din simplă întâmplare. Important de reținut este faptul că aplicarea unei soluții mai puțin severe în cazul în care a săvârșit o asemenea faptă depinde de mai mulți factori. În principal este vorba despre factorul repetitivității. Astfel că este important să nu fie repetitivă fapta, să nu fi săvârșit această infracțiune de mai multe ori, ori în concurs de infracțiuni, ori în stare de recidivă. Astfel că este important ca după ce veți fi găsit vinovat odată să nu perseverați și să nu conduceți din nou fără permis sau cu permisul suspendat sau să conduceți o altă categorie de vehicul decât cea pentru care aveți dreptul de a conduce. Dacă alineatul 1 al articolului 335 din Codul Penal reglementează situația efectivă în care dumneavoastră conduceți fără permis, e bine, o variantă asimilată a acestei infracțiuni este fapta de a conduce un autoturism cu un permis nepotrivit categoriei de autovehicul. E bine, în situația în care aveți permis pentru categoria B de conducere, va fi infracțiune de conducere fără permis în situația în care alegeți să conduceți un autoturism pentru care este necesară categoria C de permis. Mai exact, în situația în care veți alege să conduceți un camion pentru care dumneavoastră nu aveți permis de conducere, veți săvârși infracțiunea de conducere fără permis în forma prevăzută de articolul 335 alineatul 2, chiar dacă aveți permis de conducere pentru autoturismele mici, pentru cele pentru care este necesară categoria B de conducere. De asemenea, în cazul în care dumneavoastră cu bună știință înțelegeți să oferiți posibilitatea unei persoane care nu posedă permis de conducere și cunoașteți acest fapt, îi încredințați autoturismul știind că nu
are permis de conducere, săvârșiți la fel infracțiunea de conducere fără permis, faptă prevăzută și pedepsită în condițiile prevăzute de articolul 335 alineatul 3. De pentru care sfatul nostru este ca fie că dumneavoastră conduceți fără permis sau fie că dumneavoastră știți despre o persoană că nu are permis, este să nu oferiți posibilitatea și să evitați astfel sancțiunea penală, să nu îi acordați dreptul dumneavoastră de a conduce unei persoane despre care știți că nu posedă permis de conducere, pentru că atât dumneavoastră vă veți afla în pericol, cât și acesta în cazul în care alege să săvârșească această infracțiune într-o variantă prevăzută de articolul 335 alineatul 3 din Codul Penal. Indiferent de modalitatea în care ați săvârșit această infracțiune, fie că ați ales cu bună știință să vă urcați la volanul unui autoturism știind că nu aveți permis de conducere, fie că ați încredințat dumneavoastră unei alte persoane despre care știați că nu are permis de conducere și ați oferit posibilitatea să săvârșească această infracțiune, cu siguranță veți avea nevoie de răspunsul anumitor întrebări. De pentru care mai multe detalii veți regăsi pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Acolo vă așteptăm cu întrebările pe care apreciați că răspunsurile vă vor ajuta, de pentru care cu siguranță vă vom răspunde și răspunsurile sperăm noi să vă fie de un real ajutor.